Bună seara, Mangalia! Din nou avem o trupă care ne încântă. La berărie avem ad hoc de data asta. Să îi ascultăm pe băieți, sunt absolut minunați, sunt tineri cu toții, sunt frumoși, dar ei ne pot spune mai multe despre ei. Să începem cu căpetenia. Zic, piraților! Bună seara! Bună seara! Pe ce bine? Să începem cu mine? Pentru că am văzut că tu ești solistul și mai cântă și el, dar tu ai fost principala voce. I-am tras greu. Da. Dar ei au fost alături de tine, asta e important. Păi ce face trupa ad hoc? Face foarte bine. Schimbă minți, păreri, idei, oameni, destine, vieți, îți mai zic? Da, vreau. Da. Se întâmplă toate lucrurile astea. Pe lângă schimbatul ăsta de lume din ce e în ceva mai bun, ne mai plimbăm și prin țară cu un turneu foarte frumos pe care l-am intitulat Hibernat, cel pe care l-ați văzut acum seara. Pentru că e iarnă, m-ați înțeles? Și hibernăm stând la o muzică bună. Interesant este ce muzică ați adoptat. Adică astăzi se cântă muzică, imediat am băgat o clapă pe calculator și gata muzica. Da, ai tastat tot astăzi, știi, pe calculator, da. Și e muzica gata. Și spunem două vorbe și am terminat, muzica e perfectă. Nu, la voi e altceva, se simte un altceva. De unde e ideea? Noi am umblat foarte mult prin școli, diverse școli, am învățat foarte multă muzică, am ascultat foarte multe trupe și la un moment dat am zis, bă, nu ne place nimic din toate astea. Așa pretențioși. Da, ce-i cu astea? Nu, dar vine un moment în care trebuie să faci și ceva ce e acolo, care să sune așa cum îți place. Păcate sau nefericire, ești toată de diferit. Dar, da, așa am ajuns. Scuze, te-am întrebat continuu. Pe scurt, dacă nu ne-a plăcut nimic din tot ce am văzut, și hai să cântăm ce ne place atunci. Ce ne place e în imaginația noastră. Iar ce ați auzit e cum am felul în care am reușit să scoatem din imaginația noastră muzica pe care o cântăm. Am observat la concert că fiecare melodie are o poveste. Da. Apropo, vocea nu este suavă, este chiar impunătoare, te rog frumos. Da, uneori încerc să vorbesc pe scenă și nu-mi iese, trebuie să pun orice ca să mă dau îndepărtat de la microfon. Lucru pe care l-am făcut și azi, așa că... Dar l-ai ajutat, a fost un moment mulțumesc, ok. Am studiat mult problema, ar fi trebuit să fiu mult mai bun decât la chestia asta, doar așa mi iese. Haideți să vă prezentați un pic pe fiecare. Am reținut Ursul, Corina, Corbu. Și mă gândeam, vulpea e din fabulă. Hey. Mă gândeam la filmul Corbul, știi, când ai spus și da. Chiar ai ceva de acolo. Faci frumos. Să știi că ți se potrivește. Ai o Ileană Cosânzeană, fetelor, Mangalia. La plural. Te rog, spune-le, fetelor din Mangalia, ai o Ileană Cosânzeană? Fetele să întrebe. Fetelor, dacă vreți să aflați, Făt frumos este Făt frumos și așteaptă să îl contactați. Și... Andrei Naghi, vampirul îmi pare vampirul, bine. Am reținut. Da. Ai grijă că pericol? am probleme de somn. Atât. De acolo e poregla mea. Nu altceva. Nu te dai, trebuie să-mi țin mâinile cumva? Nu. Nu se știe. Nu zic să-ți ții sufletul. Niciodată. Mai am câteva beri de băut, e ok. Să știi că e fermecător. Cu el am reușit prima dată să intru într-un contact oarecum vizual și ceva. Așa se zice, fermecător, dar... Ne descurcăm și în prezența voastră. E vorba despre farmecele vampirului. Eu zic să ai mare grijă ce faci, pe unde umbli și cum... Am reținut. Mă avertizează. Să ții niște usturoi la tine. Nu te ajută, dar măcar stai mai liniștită. Nu. Cum ați reușit să faceți grupa? Cum v-ați adunat? Cum v-ați găsit? Tot la fel de natural. Au trecut mai mulți oameni prin trupa asta, noi suntem supraviețuitori. Adică formația acum cum arată nu a fost de la început. Nu. Nu, da, ba da, ce? Cine nu a fost, cine nu-i cu noi, nu-i deloc. Da, noi suntem cei care am rămas, ăștia contăm. Dacă o fi mâine la fel, tot noi suntem. Important este că aduceți un stil de muzică care pe mine cel puțin mă încântă. Am observat și mi-a plăcut la urmă, am fost atentă, că cineva a întrebat când veniți la noi iarăși. Asta înseamnă că a plăcut, că a fost ok, că au fost acolo, că v-au aplaudat, că au ridicat mâinile, că au fost alături de voi.
în condițiile în care muzica asta nu de toți este gustată și nu de toți este foarte... Din potrivă, te contrazic puțin aici. Noi avem un foarte mare noroc și un avantaj, indiferent de vârsta pe care o are publicul, de religie sau de sex sau de orientare sau orice ar fi, publicul nostru se ridică la un moment dat și dansează și țopăie și se bucură de ceea ce se întâmplă la concert. Deci, fără nicio limită, noi ne facem treaba. Important e ca oamenii să ajungă la concert, că de restul ne ocupăm noi. Într-un fel sau altul am avut foarte des noroc să vedem în fața scenei oameni de chiar toate felurile. Am văzut punkeri lângă maneliști, lângă oameni în vârstă cu copii, lângă familiști, exact în același loc în fața scenei la muzica noastră. Deci, da, probabil e bine când zice propus să te contrazice în sensul ăsta, pentru că da, așa e, chiar toată lumea, sau, mă rog, nu toată lumea, dar oameni de toate felurile ajung să asculte muzica noastră. Ne flatează chestia asta enorm, nu știm cum a reușit să o face, nu știm de ce se întâmplă, dar e să ne eu știu de ce se întâmplă. Okay. Pentru că fiecare om are un anumit stereotip. El zice că eu ascult un anumit gen de muzică. Și când aud ei un nou gen de care nu mai auzit, se gândesc, bă, eu știu că nu ascultam din asta, asta era ok, asta era... De asta ce e? Și merg să vadă. Și vin și văd și place. Știți cum se spune despre vinuri? Cu cât stau, cu atât sunt mai bune. Muzica veche are un iz care își atrage, vine și te prinde. Voi ați vorbit un picuț despre cu băutură, despre ce face și efecte. Atrage și muzica voastră atrage tocmai, cred, pentru că are izul ăsta de vechi, de altceva. Și îmi place foarte mult costumația voastră și vreau să-mi spuneți de ce ați ales să vă îmbrăcați așa. Nu? Păi, dacă îți place, asta e răspunsul. Da, pentru dar puteați că... fi foarte ușor într-un bluc, o cămașă sau un tricou. Exact. Vechiul, cred că n-ar fi mers, din punctul meu de vedere, cu un bluc oarecare și un tricou dezmățat acolo. E ca atunci când, știi cum, cântând despre asta, nu poți să vorbești unui om despre ceva ce nu faci. Noi așa suntem, în felul ăsta ne îmbrăcăm, el e cel mai... fără costum, el nu are costum de scenă. Și tu ești, și tu ești. Noi doi, dar el e pe primul plan. Ăsta când a venit în trupă, niciodată nu și-a luat nicio accesor, așa umblă el pe stat, așa e costumul lui. Eu mai umblu și în blugi sau ce mai găsesc prin casă, dar hainele astea ne reprezintă. Hainele astea sunt... Da. Iar de unde venim, se poartă piele, se poartă cizmă, se poartă o blană și se folosesc lucrurile dacă astea. Dacă știam, veneam și eu în ținută de piele și eram acolo, în brand, voi, da. Păi așa ar fi trebuit să faci. Cum sunt în basme, nu mai știu exact cum se numesc, dar știi că acolo în povești la început se pun, sunt indicii temporal și spațial și așa, care te plasează într-o lume mitică, nu știu cum și așa. Da. Noi, ok, nu știu dacă chiar spunem basme, facem basme, spunem povești, nu știu ce se întâmplă acolo sau cum, dar ideea este că eu cel puțin asta văd în costumul meu. Asta aș vrea să port tot timpul, nu reușesc, dar aș vrea. Și în momentul în care fac chestia asta și mă îmbrac, așa în momentul ăsta, acum vine muzica. Trebuie să se schimbe ceva, trebuie să nu fie lucruri care se întâmplă în mod normal în viața de zi cu zi, trebuie să fie ceva ce e altfel. Și în momentul în care se începe și vine personajul ăsta, e ca și The Hulk. În momentul în care ăla se enervează, crește și se face mare și verde. Eu nu trebuie să mă enervez dacă îmi iau costumul ăsta, atunci devine ăla de pe... Știi cum e? Ca în momentele alea din filmele cu supereroi, când își iau mânușile, când își îmbracă pelerinele și strâng astea. Da, l-am și postat de altfel, pentru că mi-a plăcut foarte mult trailerul. Păi ai văzut, deci trailerul ăla al nostru de la Ad Hoc pe care îl găsiți pe YouTube, ăla arată foarte clar momentul pregătirii pentru un spectacol. Iar în momentul în care ți-ai o cizmă, închizi o cureasă sau ți-ai pe tine costumul, deja ai luat toată povestea, tot contextul și toată atmosfera. Și e mult mai ușor să... Dacă vine o zână îmbrăcată în short de ăla, de bucătărie și încearcă o vrajă, nu iese. Dar dacă e îmbrăcată cu rochița aia, cu volane și ciofi și mega fermecătoare, atunci nu mai trebuie să facă vraja, că deja a ieșit. Ea este la fel deja și cu costumul nostru. Spuneam mai devreme că muzica voastră este ea însăși o poveste. Frumos este că la fiecare melodie mi-a plăcut că aveți ceva. S-a născut melodia asta pentru că, uite, din legenda asta, chestia asta a venit. Și vreau să spun că sunt multe chestii pe care nu le-am știut și mi-au plăcut, maxim.
Da? Eu sunt profesor de meserie, prin urmare la școală când mă voi duce, clar vă voi spune tot ce am aflat aici. Am râs cu colega mea care este de geografie și zic gata, s-a terminat. Geografia se schimbă, uite ce spun băieții, luăm lecții, mă duc la ei, cer detalii, scriu. Deci mi-a plăcut foarte mult. Ne bucurăm foarte mult să auzim lucrul ăsta. Apropo de ce spui tu acum, povestioarele pe care le spunem între melodii sunt colese din folclorul tradițional românesc. Vezi niște întâmplări amuzante cu scop moralizator, din care sper că cei ce le-au ascultat au băgat ceva la cap. Așa să sperăm. Da. Și evident că le-am... Că de fapt noi asta facem și cu muzica, și cu povestioarele, și cu toată inspirația pe care o avem. O luăm, o afișăm, o întindem toată pe masă, o tocăm cum ne place, o reasamblăm cum o simțim și în felul ăla iese ceea ce ați văzut în seara asta. Prin urmare, faceți mai mult decât muzică. Un gulaș artistic, da. Dar faceți mai mult decât muzică. Veniți și dați și un sfat ascuns. E da, 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 păi despre asta e. Da, rol, miturile, poveștile astea au la bază, mitologia. Toate poveștile astea au, de fapt, un mesaj ascuns. Nu fă sau fă ca cei din poveste. Cine îmi spune, dintre voi, care credeți că doriți să spuneți treaba asta, mă interesează de unde ați pornit cu ideea de numele ăsta al formației, Ad Hoc. Dacă aveți, de unde v-ați pornit? De ce Ad Hoc? Când eram în clasa a treia, și Unirea, evident, așa am ajuns să aflăm de existența numele, de la Moș și Odată și Unirea, de acolo știam că există cuvântul Ad Hoc. Dar mai departe, să vedeți ce s-a întâmplat în Oradea acum vreo 6 ani. Okay. Acum 6 ani eu eram foarte prins în o groază de festivalul medievale și mă primam foarte mult prin tot contextul ăsta. Cu alte activități, nu cu cântat, ci cu diverse chestii. Și la un moment dat m-am revoltat, nu pot să zic așa, eu cu mine, zic, bă, știu să cânt și nu cânt în toate festivalurile astea, am intrarea și nu. Hai să cântăm. L-am luat un prieten, așa a început toată treaba. Păi cum ne numim? Că uite, mâine cântăm, repetăm, avem treaba, cum ne... Păi cum? Păi la cum am început, numai ad hoc ne putem zice. Na, hai să vedem, hai așa și apoi vedem noi ce ai ieșit pe urmă. Și au trecut 6 ani și uite, aici am ajuns. Vreau să spun că eu mi-am făcut lecțiile și cum sunt eu spiriduș de la care caută tot și vrea să știe de tăti, am vrut să văd de ce ad hoc și am intrat, bineînțeles, pe Google, trăiască Google și pe Translate și am căutat acolo ad hoc și mintea mea a zis, băi, nu poate fi decât latină. Și am intrat și am văzut ad hoc și traducerea era de ceva de genul pentru aceasta și atunci știți cum v-am găsit eu chestia? Am zis, ei s-au adunat să cânte pentru că au să spună ceva. Și mi-a plăcut chestia asta, știi? Și acum se leagă foarte tare cu ce spui. Pentru că voi veniți cu muzică, dar veniți și cu un mesaj. Nu e doar muzică, e ceva mai mult de atât. Dacă... Să nu-i separăm lucrurile astea, că sunt foarte mulți oameni care separă muzică de mesaj, de ce fac muzica de mesajul lor de una alta, dar asta cred că doar din cauza că s-au dezvoltat foarte multe genuri care nu au de fapt un mesaj și foarte multe genuri care poate îl au. Noi n-am pornit de apărere să facem doar muzică, ne-am vrut să facem un spectacol sau multe spectacole. Am vrut să facem cel mai frumos în jurul nostru. Și așa am găsit noi că putem face treaba asta cel mai bine, combinând toate lucrurile astea aici, punându-le la un loc. Cu muzică, cu poveștile, cu ce se întâmplă, cum se întâmplă, cu toate astea acolo. Da, ai dreptate, ideea. Pentru că, așa cum spuneam, totuși astăzi muzica se face pe un singur cuvânt și cu o muzică cântată de un computer acolo și iată ce minunat suntem noi. Voi veniți cu muzică, cu foarte mult talent și cu mesaj. Adică, ok, vorbim, spunem o poveste, dar voi aveți acolo dăruire fantastică. Păi cum cânti? La vioara aia, cum cântă, la vioara aia mă uitam. Mie îmi place să mă uit la oameni să văd cum trăiesc muzica aia, ce fac. Mulțumim. Da, pentru că am văzut oameni care cântau la pian. Mie îmi place de mor, nu știu să cânt, dar îmi place, aș vrea. Și mă uitam că nu-mi transmite nimic. Simțeam, ok, cântă, ok, ce frumos, știi notele, e minunat. Voi trăiți, se simte. Păi asta o trebuie să facă orice om. Da, asta trebuie să facă, noi asta, printre altele, asta încercăm să transmit oamenilor. Orice faci, de la a cânta, a asculta, a ține dalta aia în strung sau a bate cuie, dacă o faci cu plăcere și cu bucurie, atunci ies lucruri la care nu te aștepți și nu ți-ai imaginat vreodată că o să le faci.
Eu nu mi-am imaginat cum să fac asta, eu eram pregătit pentru altceva în viață. Da, uite ce s-a numerit. Cred că e mai mult decât doar plăcere, pasiunea aia nebunească pe care o aveți și mi-a plăcut foarte mult la tine, iarăși modul în care bazi la tobe este o senzație, modul în care ritmul ăla, eu nu cred că aș fi în stare să țin ritmul. Este un foarte mare avantaj la toba asta mea, care e mobilă față de un ritm mai setul de tobă, care trebuie mult mai versatil, așa am învățat, așa am început să învăț percuție. Asta, la toba asta poți să stai în picioare, deci poți să te miști, deci poți să dai din tot corpul dacă vrei. Ceea ce înseamnă că în momentul în care când poți să mă miști să fac și restul lucrurilor pe care... Te manifesti. Da, exact. Ești acolo. Mare la vată și alta până. Ești tăcută. Singura fată între atâția băieți cu un făt frumos, demn de luat în seamă, cu un vampir pregătit pentru pradă, corpul ei cu zborul și cu privirea mult mai stelară. El este foarte aici. Tu ce faci? Între ei, cum te simți? Bine. Ok. Cum este să lucrezi cu atâția băieți? Dificil. De ce? Vine secretul. De ce e dificil? Care e cel mai rău de aici? O să discutăm după. El nu vede, fii atent. Toți. Tot? Oh. Nu poți să cred, până și pot frumos? Da, să zic că nici nu ești. Noi fetele suntem foarte sincere când vrem. Corina este la... Înainte de primele 10 concerte ale ei cu noi, este proaspătă în trupă, încă și așteaptă botezul definitiv cu noi. Și de aia este mai rezervată și încă nu știe exact cum să ne ia. Înțelege bine când glumim sau când vorbim serios. Îți fac eu prezentare acum. Corina este violinistă într-o trupă de rock metal simfonic, Tiara, cu doi de râm, o găsiți pe YouTube. Și influența ei se simte foarte bine și foarte potrivită în ceea ce facem noi. Și ne bucurăm foarte mult că ești aici. Da, dar voi știți că o trupă masculină fără o prezență feminină îmi pare rău. Nu se putea. Nu ne pare bine. Da, mai aia zic, fără n-ar fi fost, ar fi fost o răutate din partea voastră, numai voi să vă manifestați. Îți șade foarte bine și ești foarte frumoasă acolo și am înțeles un secret, adică un secret nu e secret, că ești din Constanța, dacă am înțeles bine. Ha, e de-a noastră. Deci mă pot mândri că avem și noi aici, din Constanța, pe cineva. Restul, voi sunteți, am înțeles, din? Fiecare trebuie să răspundă da, pe rând. Tocmai, eu sunt din Zalău, dar am crescut în Oradea. Ok. Sunt de peste Prut. Wow. Da. Super frumos. București. Se vedea, nici nu cred că trebuia să zic. Cer scuze, eu am plecat. Nu. Eu sunt născut în Arad, crescut în Apuseni și trecut prin 7 ani de Timișoara înainte de București. Deci, aș zice Ardeal, de acolo consider eu că mi-au rădăcini. Eu cred că avem o Românie întreagă aici. Da, adunată, care face muzică frumoasă. Eu vă mulțumesc mult pentru tot ce ați făcut acolo pe scenă, pentru interviul ăsta drăguț. Și noi vă mulțumim foarte mult și băgați de cap ce tot vorbim noi pe scenă, că nu vorbim degeaba. Sper că mesajul a fost recepționat. E foarte important să gândiți frumos, cu drag și bine, pentru că felul în care gândiți vă face ziua. Și sprijiniți și ajutați locul ca locul ăsta unde am fost în seara asta la berărie, nu știu. Sper că am voie să spun asta la tine. Da, sigur. Pentru că ne chinuim de foarte multe vreme să ajungem în Mangalia, acum am surtea reușit să ajungem prin ei. Și suntem una din foarte multele trupe din țara asta care e în situația asta și care vrea să fugă. Și dacă voi ajutați pe ei, ei să poată să vă aducă evenimente de calitate. Iar dacă nu au înțeles mesajul foarte bine, eu vă propun să veniți, că repetarea e mama învățăturii, da, și vă așteptăm cu mesajele că vor veni alții și alții și se duce vorba, uite am fost, am văzut, ne-a plăcut, veniți și voi și data viitoare sper din toată inima să aveți mai multă lume. Se poate. În Mangalia publicul este foarte prietenos și plin de dragoste. Am văzut. Oricum publicul de aici ne-a surprins într-un mod foarte plăcut, e un public diferit față de alte concerte. Și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucură. Și... Mulțumim! Da, mulțumim! Da. Și noi mulțumim! A venit foarte mult din scăpul și spre mulțumim și noi! Mangalia ad hoc!
Revenim.